Bună seara, ora 21, aș putea spune că avem un breaking news, dar termenul corect ar fi Brexit news. E cu părăsire, e cu abandon, să sperăm că nu avem nevoie de consiliere psihologică pentru lucrul ăsta. Anglia are toate șansele să părăsească Uniunea Europeană fără niciun acord, iar eu sper să nu se întâmple ca în povestea asta, închisă în turnul părăsit și bântuit de vânturi rele, mica sirenă și-a găsit sfârșitul lângă rândunele. Acum, la începutul programului Ochii pe mine, vine Bogdan Nicolae, alături de care analizăm sfârșitul relației dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană, iar după am să încerc să construiesc o conexiune spirituală cu Alina Eremia. Așadar, rămânem într-o relație strânsă, 60 de minute pe Alef News. Să încep cu primul invitat, Bogdan, bună seara, bine ai venit! Good evening, Vlad! Good evening tuturor! Ce se întâmplă dacă Boris Johnson și Ursula von der Leyen nu ajung la un acord până pe 31 decembrie? E foarte greu de spus. Ar fi trebuit să ajungă între Crăciun și Anul Nou totuși la un acord, pentru că au tot prelungit-o. Saga asta britanică durează nu doar din 2013, de când David Cameron a promis britanicilor recâștigarea demnității și a țării. I-au mai avut încercări și prin anii 70 și 5. Au mai vrut să iasă de câteva ori din Uniune. Au fost și respinși, de altfel, în 73 de două ori au vrut să adere la Uniune. Charles de Gaulle nu i-a lăsat. Deci sunt năbădăi îndelungate în relația dintre Marea Britanie și Comunitatea Economică Europeană, Uniunea Europeană ulterior. Acordurile și dezacordurile dintre cele două părți fac parte din ADN-ul lor. Noi ne dorim să existe un acord, pentru că de fiecare dată când avem un acord există o predictibilitate. Dacă nu avem acord și nu știm ce urmează să se întâmple, va funcționa probabil ori mica înțelegere, ori un precedent. Boris Johnson a promis cumva britanicilor că în cel mai rău caz vor putea să beneficieze de un acord similar între UE și Australia. Nu ca un acord între UE și Canada. Deci undeva pe aici. Pare nevrotică relația Angliei cu Uniunea Europeană. Când a început procedura de Brexit și de ce se tărăgânează atât de mult? Care sunt problemele acolo? În 2013 David Cameron a promis că va organiza un referendum dacă va exista o majoritate a conservatorilor în Parlamentul Britanic. Lucrul acesta s-a întâmplat 2 ani mai târziu, în 2015, motiv pentru care referendumul a apărut în mijlocul lui 2016 și de atunci a luat-o la vale bolovanul acesta al Brexitului. Ar fi trebuit să se încheie undeva în martie 2019, nu s-a putut, au fost foarte multe frământări și în Marea Britanie, majorități parlamentare și în Uniunea Europeană, au fost probleme cu majoritatea parlamentară care să fie acceptat un Brexit. Avem o fază de tranziție din ianuarie, efectiv anul acesta, până acum. Faptic, ieșirea s-a produs la 31 ianuarie 2020, numai că a fost stabilită o perioadă de tranziție până la sfârșitul acestui an. Ar fi trebuit să se încheie cu un acord. Încă nu avem acel acord și punctele care au rămas în suspensie, până la urmă, țin de modalitatea în care Marea Britanie vrea să-și apere suveranitatea, pentru care s-a și luptat de altfel. A fost motivul principal pentru care a organizat referendumul. Și suveranitatea aceasta se răsfrânge asupra negocierilor privind comerțul, privind subsidiile, subvențiile care se acordă pentru companiile britanice care ar vrea să exporte în continuare în spațiu comunitar și pentru pescuitul în apele teritoriale britanice, mai ales în zona economică exclusivă din jurul Marii Britanii. Bogdan, vreau să aflu de la tine dacă poate cere Marea Britanie prelungirea tranziției până la 2 ani, mai ales în contextul problemelor cauzate de pandemia de COVID-19, spun asta. Cu alte cuvinte, se mai poate amâna încă o dată Brexitul? E o întrebare interesantă, dar eu mă gândesc că totuși nimeni nu mai este astăzi dispus să mai accepte o asemenea solicitare din partea Marii Britanii, oricât ar părea ea de disperată. Cred că nici Boris Johnson, nici Marea Britanie nu ar mai vrea să mai întindă pelteaua. Vor fi alegeri la anul și în alte state membre. Franța o să aibă alegeri.
Cred că nimeni nu vrea să se spill over. E un efect de contagiune, nu vrea să păteze șansa asta pe care o au acum pe final de an și să împingă meciul în niște condiții foarte greu de controlat. Deci, tehnic, cred că este posibil să se întâmple. În realitate, nu mă aștept. Slabe șanse. Slabe șanse, da. Spuneai mai devreme de pescuit. Apropo de pescuit, povestește-ne mai multe despre cum i-a servit Uniunea Europeană lui Boris Johnson o cină bogată în fructe de mare, cu scoici, calcan, tot tacâmul. Asta în ciuda faptului că drepturile de pescuit sunt, așa cum spuneam, un punct cheie pentru Brexit. Care e mesajul ăsta? A fost vorba de dineul oficial pe care l-au avut Ursula von der Leyen și Boris Johnson la Bruxelles joia trecută. A fost și un semnal diplomatic, dar cât se poate de direct, că au o chestiune pe care o împart. Resursele piscicole ale Marii Britanii sunt o chestiune care, prezentă fiind la dineu, a reamintit ambelor părți problema. E o problemă, dar în același timp este și partea soluției, pentru că Marea Britanie are undeva la 12.000 de pescari. Nu reușește oricum să pescuiască întreaga cotă de pește care este anual disponibilă pentru captură. Există o cotă și pentru pescadoarele din alte state membre. Deci există acolo o posibilitate de a se ajunge la o înțelegere, mai ales că nu tot ceea ce prinde Marea Britanie se și consumă în Marea Britanie. Marea Britanie exportă foarte mult din ceea ce prinde, câștigă aproape 1,4 miliarde de lire sterline de pe urma exportului de pește către Uniunea Europeană. Este însă acolo o chestiune de negociat, pentru că și pescuitul ăsta se poate face în diverse straturi ale oceanului. Macroul, în cazul nostru, este cel care blochează în momentul de față înțelegerea, pentru că britanicii ar vrea să pescuiască mai mult din primul nivel, pe când ceilalți și ei la fel, numai că... Să ia ei macrou și să lase chefalul la alții și calcanul, exact. Da. Acum, un lucru care ne privește pe noi ca români, care e impactul Brexit asupra României din punct de vedere comercial, economic, social, politic, dar și militar, de ce nu? Marea Britanie pentru noi, acum, mai ales în ultimii ani de zile, a căpătat o importanță mult mai mare, pentru că și frecvența apariției românilor în Marea Britanie a crescut. Și interacțiunea Marii Britanii cu România a crescut și nu doar din cauza alteței sale regale, prințul Charles, care ne vizitează și are proprietăți aici. Da, e și un promotor al turismului românesc. Promotor al turismului, dar apropo de turism, serviciile, schimbul de servicii, importul, exportul de servicii de ambele părți constituie cam 50% din volumul, din valoarea schimburilor comerciale pe care le avem cu Marea Britanie. Adică și ai noștri merg acolo în turism, în vizită, și ei vin în România. Undeva în jur de 2 miliarde, cred că, de euro, și noi și ei cam așa vehiculăm în fiecare an. Deci, cum se spune în popor, suntem para pe para. Da, da. Din punct de vedere al cunoașterii noastre directe, în ultimii ani de zile, avem mai multe elemente despre ce înseamnă societatea britanică de astăzi, care sunt dificultățile pe care românii le întâmpină în Marea Britanie când merg să-și caute job. Principal de lucru, exact. Ne afectează acest Brexit din punctul de vedere al interesului nostru imediat pentru remitențe, de exemplu, câți bani trimit românii de acolo încoace. Un Brexit fără acord ar putea să însemne taxe mai multe, un trai mai scump în Marea Britanie, o diminuare a posibilităților, a disponibilităților, a lichidităților pe care românii din UK le trimit în țară. Din punct de vedere militar sau al intereselor comune de securitate, nu mă aștept să fie schimbări, pentru că, în fond, relațiile noastre cu Marea Britanie pot fi derulate în continuare sub standardul NATO. Marea Britanie ne va ajuta și sper eu că nu doar la anul,
ci și pe mulți ani de acum înainte, în patrulele aeriene, în alte forme de cooperare militară, cam în tot ce înseamnă domeniul acesta al apărării și securității. Cum va fi viața post-Brexit pentru cei jur de 500.000 de români care au decis să rămână în Marea Britanie și ce proceduri au ei de urmat acum? E un lucru interesant că până de ună zi nu exista o posibilitate sau o obligație legală pentru ca cetățenii Uniunii Europene, inclusiv cei români, să fie înregistrați în vreun fel oficial în Marea Britanie. Nu există o statistică, să spunem, pe care să putem să o luăm în calcul, însă estimând în raport și cu miliardele de euro care ajung în România de pe urma acestor remitențe, probabil că suntem aici, la o jumătate de milion de români. Au la dispoziție toți cei care intră în Marea Britanie până la data de 31 decembrie 2020, aproximativ 6 luni de zile în care să-și reglementeze situația pe plan local. Fie au stat deja mai mult de 5 ani sau cel puțin 5 ani de zile, locuiesc acolo, lucrează, au un trai, să spunem, îndestulător și legal, fie sunt veniți mai de curând, au o vechime mai mică de 5 ani în Marea Britanie. În funcție de acest criteriu al șederii pe spațiu, există două variante, două ramuri de reglementare a statutului. Una dintre ele, respectiv pentru cei care sunt de cel puțin 5 ani de zile, li se oferă condiții pentru a locui și a beneficia de rezidență sau de ședea, drepturi aproximativ egale cu ale unui cetățean britanic și chiar într-o perspectivă foarte apropiată să și poată aplica pentru obținerea cetățeniei britanice. Dacă nu sunt cumva într-o formulă de căsătorie deja cu un cetățean britanic. Pentru cei care sunt de mai puțin timp acolo, nu au încă 5 ani de zile, evident, mai sunt și alte condiții mai mărunte, dar cam ăsta este criteriul de departajare, li se oferă un drept de calificare pentru a obține ulterior șederea permanentă și dreptul de a se stabili permanent în Marea Britanie. Actele de identitate în continuare sunt acceptate în Marea Britanie, adică acte de identitate emise de autoritățile din România în cadrul Uniunii Europene. Deci nu e nevoie deocamdată de viză. Ok. E nevoie însă, dacă pleacă cineva acum zilele astea până la 31 decembrie, e bine să știe că au nevoie de izolare, de autoizolare vreo 14 zile. Dacă totuși reușesc în scurt timp de la sosire în Marea Britanie să efectueze un test anti-SARS-CoV-2 și care este negativ, atunci pot să iasă din această autoizolare cam în a cincea zi și se pot mișca liber, spunem, în Marea Britanie. Cam asta ar fi. Altfel, repet, pașaportul românesc și cartea de identitate rămân acceptate ca mijloace de probă a identității. Da. Acum nu e un secret pentru nimeni că afișele scrise în limba română cu avertismente pentru hoții din magazinele englezești ne vizează direct. De ce, dacă suntem văzuți un fel de paria, există cerere pentru anumite domenii din rândul profesioniștilor din România? Vlad, nu le-aș pune chiar așa una lângă alta. Mă uit din poziția în care stă, să spun, polițistul britanic sau procurorul britanic. Cred că acele înscrisuri, până la urmă, dacă le-am fi văzut undeva în magazinele din România, nu ne-ar fi ultragiat. Adică chiar, poate că nu ne-ar fi deranjat. La noi acasă, un asemenea înscris pe care l-am fi văzut ca preventiv, ca de bun simț. Deja când îl plasăm în Marea Britanie, ne gândim automat la o conduită, da, rasistă, că au ceva cu noi. Din cât am cunoscut eu britanicii, sunt foarte atenți la aspectele de legalitate și am convingerea că dacă au ajuns să scoată acel flyer sau acel însemn sau manifest sau recurs la măsura asta, au făcut-o având o bază legală incontestabilă. Probabil că dacă mergem să-i dăm o judecată, n-am avea surs de izbândă,
Și cred că este o măsură pe care s-au gândit îndelung să o introducă. Repet, nu cred că ar fi impus-o dacă nu ar fi avut ceva bază. Acum, până la urmă, să spun, și noi am trimis polițiști în Franța, în Marea Britanie, în Spania, în Italia, să găsim formule de colaborare cu ei pentru a preveni acest fenomen de shoplifters. Da, șuți de prin magazine care mai fac un altă. Cam așa văd, adică cred că și noi ar trebui un pic să facem distinție, să ne punem în șoșonii lor. Poate că n-ar strica să punem noi anunțuri în limba engleză în magazinele din România, unde sunt și expați, nu doar mai noștri, și alții. N-are, până la urmă, fenomenul ăsta de abatere de la lege nu are etnie. Poate că incidența e mai mare în unele situații, dar situațiile le-a trebuit clarificate din punct de vedere al... Da, infracțiunea în general nu are etnie. Da, da. Cât de restrictivă sau selectivă va fi piața de muncă din Marea Britanie după ce se va fi încheiat acest episod de Brexit? Da. Cred că va fi foarte selectivă în ceea ce privește the criminal record, cum spun ei. Deci dacă ai comis-o undeva în Marea Britanie în trecut sau prin alte părți în lumea asta. Te trec la catastif. Nu ești binevenit, da. Nu au cum să te primească acolo, deci va fi o selecție, din acest punct de vedere, va fi o selecție mai atentă, mai strictă. Păi dacă se gândeau și americanii când au trimis englezii, toți hoții și toate scursurile din țară ca să populeze America, dacă funcționa America după regulile astea, acum erau numai indieni, numai... Asta e o lecție învățată, știi ce fac ei. Acum au învățat din ceea ce au pățit în trecut. Va fi o selecție, deci, din punctul acesta de vedere al trecutului verificabil. Și e una dintre durerile... Dar nu e ciudat, adică, să zicem, am comis o infracțiune, mi-am ispășit pedeapsa, am făcut pușcăria care trebuia să o fac sau, în fine, am plătit amenziile pe care trebuia să le dau. Da, da. Păi eu, din momentul ăla, sunt un om care și-a achitat. Da, da. Exact. E o nuanță acolo în legislația britanică, se vorbește despre serious crime. Ok. Adică... Nu acceptă criminal, dar chiar și așa... E vorba despre o încălcare a codului penal sau infracțiuni crime. Cu violență? Cu... Da, care sunt cu gravitate, deci okay. Care au necesitat pedepse mai mari. Dar e corect că fac asta? Se poate... Este dreptul lor, fiindcă ies din Uniunea Europeană... Ca așa și noi am putea să spunem. Nu mai primim în România niciun cetățean străin care are cazier. Sau care a avut cazier. Care are... Da, exprimarea din constrângerile britanice e legată de comiterea unor crime, nu neapărat de înregistrarea, nu știu, cazierului cu abateri mai mici. Au dreptul acesta pentru că ies din Uniunea Europeană și este dreptul lor de a stabili cine le intră, cui să dea viză. Deci asta va fi o condiție eliminatorie. În primul rând vor face o selecție din punct de vedere al securității societății britanice. După care vor căuta în aptitudini, în skill-urile, în competențele acestor solicitanți de ședere, de drept de ședere în Marea Britanie, dacă sunt potriviți, dacă au un loc de muncă, dacă au condiții de trai decente și nu neapărat mă refer la categoriile înalt calificate, cercetători sau oameni care să lucreze în domenii de înaltă tehnologie, iau un deficit foarte mare de forță de muncă, așa cum îți spuneam și mai devreme, în zone dintr-asta, în care ai nevoie de servicii mână de lucru, da. Electricieni, sudori, mecanici, asistenți... Politicieni, nu? Au avut unii pe care i-au exportat, pe Nigel Farage, l-au trimis în US ca să-i facă lui Trump campanie în toamna aceasta. Adică mai reciclează și ei. Mai scapă de unul altul. Da. Deci va exista un prag foarte ridicat de selecție și, în primul rând, cred eu, va fi o selecție din punct de vedere financiar, pentru că
Nu or să-și mai permită mult da, să meargă costul, acolo. Costul vieții mă aștept să crească acolo. Studiile iarăși se vor scumpi. Da. Probabil că pe aici ne vor lua. Energie, utilități, taxe și așa mai departe. Adică toată lumea se așteaptă ca Brexit-ul acesta să fie un lucru negativ pentru finanțele unei gospodării. Lucru negativ și pentru cetățeanul britanic, dar și pentru cetățeanul care ar dori să ajungă în Marea Britanie. Da. Adică nu e niciun caz win-win situation aici. Nu e. E lose-lose. Da. Cel puțin pe termen scurt, așa arată. Va fi o comprimare. Studii, apropo că îi spuneai de studii, foarte mulți studenți sau aspiranți români la studiile universitare din Marea Britanie, din anii trecuți, se reorientează către alte... Olanda e noua destinație din ce am studiat. Da. Bogdan, pe final de interviu, cum crezi că se va termina povestea asta Brexit? Va respecta Boris termenul? Da, cred că nu are încotro. El s-a angajat să treacă legislația cu un acord cu Uniunea Europeană foarte repede, chiar într-o zi, undeva între Crăciun și Anul Nou. Nu își poate permite să amâne, chiar și dacă ar fi un non-acord, cel puțin știm că acest non-acord în termenii agreați de Uniunea Europeană și Marea Britanie ar putea să fie înlocuit cu un light agreement, cu un pseudo acord pentru următoarele 6 luni de zile. Deci ceva totuși va fi. Cât va fi el de solid, cât va putea el să fie rescris ulterior sau să mai treacă prin alte furci, asta este debatable, e discutabil. Va fi un acord. Totuși nu-și permit să arunce în aer încrederea în burse, nu-și permit să arunce în aer comerțul. Sunt blocaje în momentul de față în toate porturile care sunt cunoscute pentru import-export de mărfuri cu Uniunea Europeană. Închipuiește ce ar fi cu trenurile din Eurotunnel pe sub canalul Mânecii să nu mai funcționeze, să nu mai facă naveta nimeni între Paris și Londra. Deci lucrurile acestea trebuie să se deblocheze și eu mă aștept ca să existe totuși un acord. Că va fi Macron, că va fi altcineva care va debloca... Ceva va fi. Eu mă aștept să le vină mintea cea de pe urmă și să semneze un acord. Bogdan Nicolae, mulțumim frumos că ne-ai mai lămurit și pe noi în cazul ăsta de Brexit. Dacă mai apar lucruri noi, să știi că te așteptăm din nou în studio aici la Left News. Până atunci, o să luăm o scurtă pauză, iar tu, cel care te uiți la mine acum, pregătește-te pentru ceva frumos. O stea în plină ascensiune, o femeie frumoasă, îndrăzneață, pentru care succesul este un stil de viață, cu milioane de fani în social media, dar și în viața reală, Alina Eremia este un artist complex. Cântăreață, actriță și mai nou influencer, o să vorbim despre viață, muzică, planuri de viitor și emoții. Dar înainte de toate acestea, la mulți ani, Alina Eremia. Ce-ți dorești de ziua ta? Cred că ce mi-am dorit de ziua mea tocmai s-a întâmplat. S-o prind. Nu știu. Da, s-o prind, să fiu sănătoasă, să fiu pe scenă. Asta mi-am dorit de ziua mea. Anul trecut am fost pe scenă de ziua mea. Și acum nu mai știu exact. Știu că ai fost la un concert acum. Da, exact. Anul trecut nu mai știu exact în ce oraș eram pe scenă de ziua mea. Anul ăsta s-a întâmplat online, s-a mutat toată acțiunea în online. Vremurile pe care le trăim ne forțează să facem treaba asta. Așa că mi s-a îndeplinit visul ăsta, care a fost chiar un vis, realmente un vis. Acum o lună de zile am visat că susțin un concert de ziua mea. La propriu? La propriu am visat. M-am trezit cu acest vis. Ok. E unul din visele pe care le-am ținut minte. Pentru că mi se întâmplă foarte des să le uiți. Te trezești și uiți total ce ai visat. Dar ăsta mi-a rămas foarte puternic impregnat în minte și am reținut și toate detaliile, știi cum s-a desfășurat. Dar cum ți-a apărut și scena în vis? Tot, nu glumesc, nu, chiar nu glumesc. Și nu știu dacă să îl
pun în categoria de semne pe care le primești, care sunt trimise, dar cu siguranță m-am încăpățânat să fac treaba asta. Epifanie totală a fost. Aici. Da, da, m-am încăpățânat să fac treaba asta și nu-mi pare rău, nu regret nimic. A fost o lună de zile super intensă, cu toate pregătirile, am fost și în echipa de organizare. Păi dacă adică, tu ai avut visul, scuze-mă. Păi, da, nu, dar mi-am dorit să fiu implicată 100% împreună cu echipa mea și cu NGM Creative. Am pus cap la cap totul și am putut să transformăm toată treaba asta în ceva palpabil. Visul în ceva palpabil. Cum e Alina Ieremia la 27 de ani, că tot i-ai făcut? Cum te simți? Cred că cel mai potrivit cuvânt care se descrie este echilibrată. Da, echilibrată, la fel de copilăroasă, nu puerilă. Copilăroasă, asta e termenul. Dar ai fost vreodată dezechilibrată? Băi, da, glumesc pe subiectul ăsta că sunt puțin instabilă. Toți avem momente nu, mai bune și dar mai proaste. Într-un sens în care, într-un sens pozitiv, a zice eu, la modul că sunt imprevizibilă. Și mie cuvântul ăsta nu mi se pare că are o conotație negativă, din contră, mi se pare că poate fi ceva foarte interesant. Bine. Un ingredient. E imprevizibil în general? Sau? Nu, nu. Dar sunt momente și momente. Nu, sunt o persoană super pragmatică, super responsabilă, cu picioarele pe pământ, foarte organizată, disciplinată, dar am și această latură pe care nu vreau să mi-o reneg și mi se pare că face parte din mine. Corect. Adică, da, mă simt foarte bine la 27 de ani, mă simt binecuvântată. De ce? Datorită oamenilor din jurul meu, datorită a ceea ce mi se întâmplă, chiar și în tot contextul ăsta pandemic, mă simt extrem de recunoscătoare pentru tot ce am, pentru familia mea, pentru oamenii din jurul meu, pentru muzica. Chiar mă simt binecuvântată. Apropo de concertul ăsta pe care tocmai l-ai susținut, cum a fost? Ai avut emoții la un concert live la fel ca la unul pe o scenă reală? Da, sunt aceleași emoții pentru că știi că sunt aceiași ochi care te privesc. O grămadă de ochi care te privesc și care gândește că e și mai greu cumva să treci sticla, pentru că una este interacțiunea live cu oamenii, cu publicul și se creează acea transă, știi, pe care e destul de imposibil s-o redai în online. Și automat intervin niște emoții pentru că îți dorești foarte tare ca ei să rămână entuziasmați pe tot parcursul concertului și atunci automat mi se pare că este un efort dublu ca să întreții oamenii care sunt în fața ecranului și te urmăresc. Aici îți lipsește eye contact-ul, da, și să știi, este bondul ăla care se creează extrem între artist și public, te înțeleg. Ce surpriză le-ai oferit fanilor la acest live? Ce artiști au fost alături de tine? Pentru că știu că tu ai un milion de colaborări cu aproape toată scena muzicală românească. Am un milion de colaborări, dar tocmai de asta mai avem timp la dispoziție să le facem pe toate, dar din cei cu care am colaborat au fost prezenți acolo și le mulțumesc tare mult că îmi sunt și prieteni dragi. Denis de la The Motons și Nane. Am avut și piesă în premieră, o piesă care se va afla pe albumul pe care îl voi lansa la începutul anului viitor, care se numește Deja Vu. Această piesă dă și titlul albumului, care se numește evident Deja Vu. Au mai fost și alte momente surpriză, dar n-aș vrea să le dezvolui acum pe toate. Pentru cei care n-au apucat să urmărească, concertul este în continuare valabil pe YouTube și las pe ei să mai descopere și restul surprizelor. Probabil că atunci când îl vor primi, vor avea un deja vu și ei. Așa sper. Și unul bun. Normal. De unde a venit ideea bune live-ului ăsta? De ce The Show Must Go On? Mă gândeam împreună cu echipa mea ce ar sublinia cel mai bine, ce titlu ar sublinia cel mai bine tot conceptul show-ului. Și făcând acest brainstorming și aruncând tot felul de idei, ce reprezintă concertul ăsta? Concertul ăsta practic simbolizează dorința noastră a artiștilor de a continua să existe performance-uri live. Și din vorbă în vorbă și din idee în idee, aia pur și simplu așa e și pe gură, The Show Must Go On. Cumva te duce cu gândul și la piesa celor de la Queen, evident.
Dar îmi place că are mai multe sensuri, mai multe semnificații. Corect. Mesajul e bun. Plus că îi și admir foarte mult pe cei de la... Dar istoria melodiei te duce cu gândul la niște lucruri cam triste, că el a lansat melodia după ce aflase că s-a cam terminat cu viața lui. Știu. Dar a trecut totuși destul de mult timp și de data asta, mesajul e folosit în altă direcție, poate mai optimistă de data asta. De data asta, cu siguranță, mesajul e unul optimist, unul pozitiv, în ideea în care noi o să facem tot posibilul să fim prezenți în viețile oamenilor cu acturi live, să nu moară muzica live. De fapt, despre asta e vorba. Și mă bucur că e tot mai mult forfotă în treaba asta de concerte online și că majoritatea s-au mobilizat și fac lucruri de genul. Mi se pare foarte tare. Apropo de concertele astea online, pe mine mă interesează dacă se pot monetiza, adică există platforme. Poți plăti intrarea la un concert online? Da, cu siguranță. Nu la al meu. Okay. La al meu a fost o altfel de intrare, un altfel de acces. Mi-am dorit de ziua mea să fac un bine și toți banii care, să zic că ar fi reieșit din bilete, mi-am dorit să-i transform în donații și cei care au asistat la concert și care o să-l urmărească în continuare pot să doneze, au detaliile în descrierea videoului. Am povestit despre caz în timpul concertului, este o poveste de viață foarte emoționantă și chiar sper din tot sufletul să se strângă suma necesară astfel încât să acoperim toate cheltuielile familiei respective. Dar poți să ne spui și nouă câteva detalii despre cazul ăsta. Este o fetiță în vârstă de 7 ani care are probleme de mobilitate, are nevoie de tratament. Părinții, din păcate, nu au un loc stabil, nu au o casă, nu au un loc al lor, se tot mută și evident că asta cumva creează un dezechilibru și pentru fetiță și ne-am propus să strângem suma de 10.000 de euro ca să acoperim costurile pentru chirie și pentru terapie, pentru că ea trebuie să continue terapia timp de 2 ani de zile. 2020, cam pentru toată lumea, a fost un an destul de nevoiaș. Devastator, așa, puțin. Pentru tine cum a fost, Alina? Îți imaginezi că n-a fost un an simplu, a fost un an complex, a fost un an al adaptărilor, a fost... un an mai mult mă uitam la echipa mea, mult mai greu pentru echipa mea decât au rămas toți în echipa ta sau au mai plecat? Erau oameni care depindeau de jobul acesta, asta făceau, mă refer la instrumentiști, tehnicieni, tot ce înseamnă, nu știu, tour manager. Uh-huh. Au avut foarte mult de suferit. A fost un an cu multe pierderi din punct de vedere financiar și îți imaginezi că e foarte greu să supraviețuiești un astfel de val care vine și te lovește și, din păcate, ești neputincios, ești legat de mâini și de picioare. Pe de altă parte, a fost și tot contextul în care autoizolarea asta a creat și un soi de panică, angoasă, oamenii n-au știut cum să se mai raporteze unii la ceilalți. Tot ce înseamnă socializare face-to-face, zic, a fost impactată grav. Pe de altă parte, a fost și problema de sănătate. Slavă Domnului, nimeni din jurul meu, adică nu știu cazuri din cercul meu de oameni și de cunoștințe care să fi avut sau să fi, nu știu, experimentat simptome grave. Îmi pare rău pentru cei care au avut de suferit, în schimb. A fost un an destul de... dificil, dar totuși te văd că ești ok, ești optimistă, nu ești depresivă, proiectele merg înainte. Proiectele trebuie să meargă. Eu sunt un om care place să se reinventeze sau să facă tot ce ține de el, să nu cadă în butoiul cu melancolie și să zică, gata, nu mai e nimic de făcut. Că e simplu să apuci drumul ăsta, să-ți plângi de milă. Nu-mi place să-mi plâng de milă. Vreau să găsesc soluții, să fie cât mai bine, să pot să
trag după mine și echipa mea și să fie un flux așa de un workflow. Bine, echipa bănuiesc că e în stand-by acum, așteaptă să se termine cu nenorocirea asta de COVID ca să reluați turnee, să reluați concertele la modul normal. Nu prea se întrevăd așa la începutul anului viitor lucruri. Poate se mai dezgheață treaba, iartă-mă că te-am întrerupt pe final de 2021. Alina, cât de mult a contat faptul că ai pornit de mică pe acest drum al showbiz-ului? Tu ai început la Abracadabra, parcă. Da, ce amintiri mai ai de atunci cu magicianul? Cu Marian Rălea, mi se pare că prezenta. Știu așa din auzite foarte multe și mi-amintesc că am așa niște imagini destul de puternice când țineam un maimuțoi foarte mare, pentru că am câștigat locul 3 când am participat și era un maimuțoi mai mare decât mine, o rață imensă. Cred că erai simpatică. Da, îți dai seama, și că eram rața aia prin platou, că am primit rața, îți dai seama, am plecat cu rața. Eu primisem, m-au însărcinat să țin rața, asta am făcut. O mai ai? Da, da, și într-o stare relativ decentă, da, este la buftea acasă. E o amintire foarte plăcută, de câte ori văd rața aia, e ca și cum îmi văd o parte din trecut. I-ai stins lumina, acum am vrea să-i faci foie grau. Asta nu tai. Asta nu tai. Ești un om foarte muncitor și pe partea artistică, ai făcut cam de toate. Muzică, film, televiziune, până și imprimat voci pentru desene animate. Da. Ce te reprezintă, de fapt, cel mai bine pe tine? Muzica, cu siguranță, dar cred că toate astea se îmbină foarte bine. Toate sunt în zona asta artistică, în lumea artistică. Și am știut de mică. Ce practic vrei? Asta mă definește. Când cel mai bine. Te întrebau oamenii ce vrei să faci când vei fi mare, tu spuneai? Vreau să cânt. Ai fost o tipă hotărâtă. Da, vreau să fiu pe scenă. Foloseam prispa casei pe post de scenă și dădeam concerte pentru familie. La deodorant sau? Cu deodorant, evident, normal. Și cu casetofonul lângă. Și cum ai ajuns să joci în telenovele? A fost un incident fericit. Pentru că m-a înscris mama la casting. Te-a ascuns? Nu m-a informat. Nu s-a gândit că ar trebui să știu acest lucru. Eram clasa 11-a, era chiar final de clasa 11-a. Eram super preocupată cu examenele. Mi-am dorit întotdeauna să fiu printre primii din clasă, deci am fost o elevă silitoare. Și într-o zi am primit un telefon că am trecut de proba online și sunt așteptată la casting. Și știi seama că tu ai stat și stai lângă studiorile Buftea? Ești vecină? Casa părinților mei este în Buftea, deci la 5 minute de platouri. În schimb, eu de la 14 ani m-am mutat singură în București. De la 14 ani? Da. A, dar deja erai cunoscută. Eram... Oarecum. Erai? Nu pot să zic că eram cunoscută. Bine, treaba asta s-a întâmplat la vârsta de 17 ani, deci eu deja stăteam în București. Ok. Mă acomodasem acolo. Am făcut treaba asta pentru că făceam naveta, o navetă care dura undeva la 3-4 ore zilnic și îți dai seama că îmi scurta foarte mult din timpul de învățat, studiat, făcut teme, recuperat materie, etc. Și atunci am decis împreună cu ai mei să fac pasul ăsta, pentru că n-am făcut de capul meu, am fost independentă de mică, dar nici chiar așa. Și ai mei au acceptat, pentru că trebuia să fac și muzică în timpul liber, care nu mai exista. Eram acasă, revenind la povestea cu serialul, eram acasă și am primit acest telefon, eram în necunoștință de cauză, habar n-aveam despre ce vorbesc acei oameni, inițial am crezut că au greșit, m-au întrebat dacă mă cheamă Alina Ermie, am spus că da și că era evident că nu era nicio confuzie, nu era nicio eroare și am sunat-o pe mama. Mamă, tu ai idee de ce m-au sunat acești oameni? Da, te-am înscris la un casting... împreună cu altă mamă care și-a înscris copilul și ai fost acceptată. Și zic, aha. Păi și tu ai idee că la proba asta trebuie să joc ceva, pentru că e și o probă de actorie, adică nu e doar de cântat, iar eu n-am avut nicio tangență cu actoria, aveam și o frică de penibil și automat nu-mi doream să fiu expusă într-o situație de genul. Și am zis că refuz să mă duc. A urmat un șantaj emoțional agresiv. A fost foarte agresiv.
Mi-a zis că nu mai vorbește cu mine, că ce am de pierdut dacă mă duc, până la urmă este o oportunitate pe care n-ar trebui să o, să o ratez. După o săptămână de convingeri și de amenințări că nu va mai vorbi cu mine. Ce înseamnă persoasiunea? Da, e berbec mama, e foarte căpoasă. Și bine, nici eu nu stau prost la capitolul ăsta. Și m-am dus la casting, am învățat o poezie, dar nu aveam atât de mari emoții, că nu mai țin minte ce, despre ce poezie, să nu mă pui să spun că nu mai știu. Nu mai știu ce poezie. Am avut noroc să încep cu partea, cu proba de cântat, unde m-am mai relaxat un pic, m-am mai, nu știu, dezinhibat tău. Un pic, așa, după care i-am convins destul de repede la proba de cântat și m-am lăsat să zic doar jumătate de poezie. Evident că au mai urmat alte probe unde am fost supusă unor teste de actorie mult mai riguroase, nu doar așa de recitat o poezie, dar a contat faptul că aveam veleități artistice puternice și iată că am ajuns în rolul principal după un casting de o săptămână zilnic. Am ajuns și eu în acel punct în care trebuie să iau o scurtă, dar scurtă pauză, după care revenim în direct. Am revenit, după cum v-am promis, alături de mine se află o superbă domnișoară, putem să-i spunem, că încă nu e căsătorită, este vorba despre Alina Eremia. Bună seara! Bună seara din nou! Bine te-am regăsit! Mă uit aici și văd că ai mai apărut într-un desen animat, Frumoasa și Bestia. Da. Un desen clasic pe care toată lumea îl știe, de altfel tu ai pus voce pentru el. Cum a fost? Ai scos la iveală copilul din tine? Când am dublat voci pentru desene animate, nu mai știu dacă am început cu Pocahontas sau Frumoasa și Bestia. De că am făcut câte două desene cu pentru... Pocahontas chiar semeni un pic. Da, 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 da. Și când eram brunetă, semănam și mai bine. A fost o experiență foarte interesantă pentru mine la vârsta de 13-14 ani. Pentru că chiar am căutat pe Google, noroc, slăbit fie Google-ul, să văd exact când am dublat vocile pentru desene. Și a fost o experiență foarte tare la, la vârsta aceea. Hai să-ți povestesc puțin cum era tot setup-ul. Aveam un televizor, bineînțeles microfonul, și pe televizor era rulat desenul. Astfel încât tu să vezi mimica personajului și tu să reproduci în funcție de mimica lui și de cât de lungă era fraza lui în engleză. Aha. Și automat tu trebuia să te încadrezi cu propoziția în română în funcție de cât deschidea el gura. Okay. Exact. Și a fost destul de challenging pentru că trebuia să fie și foarte veridic totul, să fie să surprinzi exact cam cum ar fi nuanța tonului sau cum să te joci cu intonația. A fost foarte tare. Mi-a plăcut mult. Da, destul de greu pentru că trebuie să rămâi în personaj până la finalul. Cu siguranță. E tot un fel de actorie, doar că mai mult vocală decât să zic. Te mai uiți la desene animate? Nu. Recunosc că nu. Mă uit în general la seriale care sunt bazate pe povești cu detectivi. Da, și inspirate din realitate, dar detectiv cu criminal. Mi se pare așa. Dă-mi exemplu, dăm două exemple. Stai așa că acum mă uit, de exemplu, la Luther. Ok. Pe care îl găsești pe HBO. Și mai este unul foarte interesant cu o grămadă de cazuri de Mindhunter. Gata. Ok, ăsta e pe Netflix. Da, pe Postul Rival. Tu ai jucat și în serialul Pariu cu viața și vreau să te întreb o întrebare firească. Care e pariul tău cu viața? Da, pare firească întrebarea, dar nu mi-a mai fost adresată până acum. Pariul meu cu viața? Pariul meu cu viața este să reușesc să fiu cât mai sinceră cu mine în fiecare lucru pe care îl fac. Și să fiu autentică. Și în continuare acestui pariu aș mai adăuga să pot să fac terapie prin muzică pentru alți oameni.
Asta îmi doresc foarte mult, ca muzica mea să fie terapeutică. Pentru că tot procesul de songwriting și de... Da, îți imaginezi pe cineva ducându-se la farmacie și spune... Da, o doză de... Două ibuprofen și trei melodii Alina Iremia. Da, da, da. De ce nu? Pentru că noi apelăm foarte mult la tot ce înseamnă medicamente, dar uităm că majoritatea simptomelor sunt somatice și țin de emoții. Okay. Și atunci cred că acolo ar trebui să ne focusăm și să reglăm în primul rând și apoi... Știi cum e, mai bine tratează cauza, nu efectul. Că noi tratăm efectul. Dă-ne niște exemple concrete. Niște exemple concret. Niciodată nu... nu luăm pauză pentru a respira. Pentru a ne reconecta, pentru a ne ancora în prezent. Vă că lucru... știi chestii despre atacurile de panică, cumva, de la respirație. Da, da, uite, n-am avut atacuri de panică. În schimb, am avut un stil de viață destul de haotic, lucru care cumva impacta fiecare segment al vieții mele. Și atunci când am făcut așa o curățenie de primăvară și am fost așa puțin în oglindă eu cu sufletul meu și am luat și am digerat niște lucruri pe care nu apucasem să le diger și am închis niște capitole, am deschis altele noi și practic am făcut așa o introspecție, o organizare în sufletul meu. Lucrurile au început să se așeze altfel. Partea asta cu respirația cred că e extrem de importantă, pentru că de cele mai multe ori, fiind prinși în heirupul ăsta care se numește viața noastră, ajungem să fim dezorientați. De ce? Pentru că nu apucăm să mai asimilăm tot ceea ce facem, nu apucăm să mai asimilăm tot ceea ce simțim, tot ceea ce gândim. Avem tot felul de programe mentale destul de nocive. Avem 70.000 de gânduri, dintre care peste 80% din ele se repetă. Adică niciodată nu reușim, pentru că tot timpul suntem într-un maraton, parcă suntem la maraton. Și când faci treaba asta, ajungi să fii mult mai asumat și mai ok tu cu tine și cu tot ceea ce faci și se sedimentează și tot ce înseamnă setul tău de valori. Se întâmplă foarte multe procese. Foarte, te uiți la tine cu mai multă înțelegere, practic. Cu mai multă înțelegere, cu mai multă iubire, cu mai multă dorință de a explora ceea ce nu știi despre tine și de a te pune în situații noi, de a nu-ți fie frică să te pui în situații noi, pentru că noi tot timpul fugim de, apropo ce spuneam, de imprevizibil. Dar nu, imprevizibilul e fun, imprevizibilul e interesant. Da. Trebuie să-l explorezi, nu trebuie să fugi de el. Zona de confort versus imprevizibil și primează în general zona de confort, păi, că e comod. Da, pentru că sunt mecanismele astea de autoapărare și când vezi ceva nou, automat îl asociezi cu pericol. Da. E pericol, ești în pericol. Trebuie să te retragi unde ți-e confortabil. Dar nu, nu-i bine. Trebuie să mergem înainte, cu încredere. Vreau să aflu de la tine dacă ți-a fost confortabilă perioada de La La Band. Trupa a făcut senzație în rândul adolescenților atunci când a apărut. Cum a fost să știi că ești idolul unei generații, practic? N-am conștientizat la momentul respectiv. Lumea pe stradă, Alina, autografe. Nu, lumea pe stradă nu mă striga, mă striga Ioana. Asta era și numele personajului. Da, era numele personajului și toată lumea vrea să facă poze cu Ioana. Și a fost destul de greu să îi obișnuiesc cu gândul că eu sunt, dincolo de personajul Ioana, Alina. Măcar ai avut parte de un personaj ok. Nu te ura lumea pe stradă. Nu. Am primit dragoste din partea oamenilor, pentru că și personajul era unul pozitiv. A fost un fenomen tot ce s-a întâmplat. Un fenomen pe care noi l-am procesat mult mai târziu. În perioada aia eram foarte setați pe filmări, concerte. Noi nu aveam timp să stăm să ne gândim, voi vă vedeți ceea ce ni se întâmplă, nu? Voi conștientizați, voi vă dați seama? Nu, eram de luni până vine la filmări și de obicei sâmbătă, duminică în concert. Sau când aveam turnee, automat erau sacrificate filmările și plecam de luni și ne mai întorceam peste 2 săptămâni. Da.
Mergeam cu autocarul prin țară. Și când ai conștientizat că, băi, serialul ăsta a avut un asemenea impact, că ia uite, nu mai pot să-mi cumpăr fulgi de ovăz de la magazin. Nu. Că trebuie să dau autografe, să stau cumva, de vorbă cu lumea. Cumva tot efectul ăsta l-am sesizat mai târziu. Unde am, nu știu, în momentul în care s-a produs declicul și am zis, păi, stai așa că e groasă. A fost la primul turneu. La primul turneu, când erau copii în jurul autobuzului cu părinți și țipau și erau așa frenetici și îmi dai seama, băi, voi vedeți că oamenii ne strigă pe noi? Adică a fost copleșitor sentimentul și foarte frumos, foarte frumos și era, cum să zic, era un vis văzut realitate, era ceva incredibil. Out of this world. Ce sfaturi le dai tinerilor din ziua de azi? Cum percepi tu noua generație? Stai, cu ce să încep? Cu care te întrebări? Ce sfaturi le dau sau cum îi percepi? Și după aia dă-le niște sfaturi. Având în vedere că totul este digitalizat pentru ei și că ei s-au născut cu telefonul în mână, pentru ei e mult mai simplu tot ce înseamnă interacțiune, social media și mediul online. Este lumea lor. Acolo activează ei, acolo se desfășoară ei. Este puțin diferit față de cum am copilărit eu, de exemplu. Dar revenind la întrebarea cu ce sfaturi le dau, să se folosească de acest instrument pe care îl cunosc atât de bine, le este la îndemână. Se folosească de el, sunt o grămadă de platforme unde pot să se promoveze. Dar revenind la niște sfaturi mai care să îi împământănească așa puțin, cred că e nevoie de asta, să nu fugă de muncă și să nu aibă senzația că totul îi se va servi pe o tavă de argint. Și-au dorit, au primit. Nu, lucrurile nu se întâmplă peste noapte sau dacă se întâmplă peste noapte, a te menține este de 10 ori mai greu decât a reuși, decât a da lovitura. Dacă sunt suficient de pasionați, eu cred că nu va exista nu care să-i deturneze. Orice ușă închisă va fi o oportunitate nouă. Pentru mine așa a fost. Fiecare ușă închisă a fost un imbolt. Ai avut parte de ușă închisă? Da, cum să nu. După Pariu cu viața, unde oamenii au văzut potențial în mine, cumva n-au putut să se detașeze de imaginea de fata dintr-o trupă, fata care joacă într-un serial. Și a fost greu să le schimb percepția. Un an și jumătate am fost destul de refuzată de studiouri. Și nu cred că a fost cu rea intenție, adică nu-i condamn, Doamne ferește, le mulțumesc pentru că m-au motivat. Diplomat răspunsul. Pe final de interviu vreau să te întreb de ce ai ales să fii ambasador Salvați Copii și ce ai învățat din această experiență. Am ales să fiu ambasador pentru că pot să fiu o voce care să transmită mai departe un mesaj. Și dacă pot să fiu o portavoce pentru o cauză bună, cu siguranță o să fac de fiecare dată, cum am făcut și cu acest concert în această seară. Salvați copiii. Copiii sunt viitorul. Uităm lucrul ăsta și nu prea punem accent pe lucrul ăsta. Tot ce înseamnă educație este un subiect crucial. Este un subiect, cred că ar trebui să fie cel mai discutat subiect din punctul meu de vedere. Educația. Și tu cum te implici concret în campus? Cum mă implic concret? Pe parte de bullying, de cyberbullying. Am fost în școli, am stat de vorbă cu copii, am făcut tot felul de materiale. De tot ce înseamnă bullying-ul în online. Pentru că am avut și o parte de bullying în online, de păreri exprimate într-un mod foarte agresiv și urât. La o vârstă fragedă e foarte greu să gestionezi tot ce înseamnă bullying, tot ce înseamnă valul ăsta de emoții, de sentimente, nu știi cum să reacționezi. Și sunt o grămadă de victime. Și încerc prin toate platformele mele, prin asocierea cu Salvați Copiii,
să le fac toată munca asta mai ușoară. Încă nu s-a găsit o soluție concretă, pentru că e foarte greu să ai control asupra unei astfel de situații. Ar trebui implicați profesori, părinți, copilul ar trebui să aibă o relație destul de deschisă, astfel încât să vină să îți semnaleze astfel de probleme, pentru că s-ar putea să nu știi. Să nu le știi. Știu că s-au întâmplat cazuri destul de grave de la cyberbullying-ul ăsta. S-au sinucis anumiți copii. Da, au fost și situații extreme. Situații extreme, extrem de urâte și de evitat pe viitor. Mă bucur că totuși a apărut pe firmament subiectul, pentru că până mai acum un an, doi, nici măcar nu se vorbea despre lucrul ăsta. Eu am tot încercat să fac gălăgie pe subiectul ăsta și o să fac în continuare până când o să se ia măsuri serioase. Adică noi luăm toate măsurile care țin de noi, dar mai departe trebuie implicați mulți oameni. Alina, mă bucur că te-am cunoscut. Ești un om frumos și la propriu și la figurat. Mulțumesc frumos, asemenea. Mult succes de acum încolo, să ne revedem cu alte proiecte, da, poate. Da, și cu alte noutăți. Eu aș vrea să îți ofer acum un cadou. Fiind eu îl văd, aia, mulțumesc că de ziua ta. Mulțumesc, este super buchetul. Sper să-ți placă. Este foarte frumos. Și... foarte frumos. Data viitoare poate că o să și cântăm ceva în studio. Cu siguranță, poate ceva acustic. Îmi iau și doi dintre băieți și venim aici acum, facem, organizăm ceva drăguț. Perfect. Mai e vreun eveniment de anunțat? Ceva? Mâine, poimine? Nici nu mai știu, nu cred. Dar vreau să urez oamenilor sărbătorii cât mai frumoase, pentru că se apropie sărbătorile, se apropie Crăciunul și un 2021 care să fie chiar pe măsura așteptărilor lor și niciun caz să nu semene cu 2020. Doamne ferește! Alina Ermia, mulțumim frumos! Tu rămâi cu ochii pe Aleph News. Lucrurile nu se termină aici. Mai sunt o grămadă de informații și de programe care merg înainte.